Neața lume, continuăm Naruto cu episodul 5, exact de unde s-a terminat celălalt când Kakashi și explica lui Naruto, bă, nu mai pica în capcane evidente, un ninja trebuie să vadă prin înșelăciune, da, mă știu asta, nu, nu știi asta, că tocmai ce ai picat într-o capcană. De atunci s-a că zice, mamă, e momentul perfect să-i dau niște șuricane lui Kakashi, îi le dă, moare Kakashi și după aia vedem că era o buturugă. Normal, cum era să fi murit Kakashi aici, lasă o buturgă din asta, sau zice, a, fi să fie încă o substituție, fraierul acum că a dat cu șuricane după el știe de unde am dat și știe unde sunt eu Și-a lăsat garda jos în mod intenționat Am picat în capcana lui Caca și-l privea din frunze de aici Și zice hm, L-am găsit pe frate Stai să vezi ce-i fac Sakura și ea în mișcare, bună fi Sasuke? Nu spune că Kakashi deja l-a omorât. Na, nu se poate, că i Sasuke, n-are cum să-l omoare. Și alergând ea pe aceea, dă de Kakashi, care citea din carte. Deci, U, perfect, nu m-a văzut fraierul. Din spate, Kakashi zice, hei, Sakura, sal, căfă. Începe asta să țipe, apoi Naruto se dezleagă, aterizează în mod perfect, fix pe altă capcană. Ai fiu să fie, iar am picat în capcană. Kakashi o pune pe Sakura într-un genjutsu și pleacă, Sakura zice, oh, ce s-a întâmplat? Alo? Sensei, unde ești? Întorcându-se în spate că l-au de pe Sasuke, iau l pe Sasuke aproape mort. Sakura, ajută-mă! Oh, nu! Leșină Sakura de durere, zice caca și mamă, poate am fost prea agresiv cu ea. Pe de altă parte, ar trebui să-și dea seama că e genjutsu. Sasuke a o pe Sakura vorbind și și ne spune că aceasta este al doilea tip de jutsu, Genjutsu. Și după aia prea Sasuke, hmm, Genjutsu. O tehnică iluzorie care îți controlează mintea. Nu mă surprinde faptul că a prins-o cu această tehnică. Oricum, eu sunt diferit față de ei. În spate lui Sasuke și zice, da, dar de ce nu spui asta după ce e un clopoțel Sasuke, drăguțule? Și aruncă iară cu șuricane după el, se ferește caca și dă după aia într-o frânghie care de fapt aruncă și mai multe șuricane, se ferește și de alea și apoi îl atacă Sasuke. -l. Bam un picior, bam o mână, bam celălalt picior. Și fii atent cum îl ținea caca și aici. Și acum Sasuke era aproape, bă, să-i fure un clopoțelul caca și, dar nu m-a atins un pic. Totuși, impresionant. Dă te încolo, zice caca și n-am timp să mai citesc din carte. Îi revine cura din Genjutsu, zice, hm, stai că nu ce l-am văzut pe Sasuke care mai avea un pic și murea. Sasuke unde n-ai bă? Sper să nu moare să mă las aici. Sasuke unde ești? Între timp Naruto care stătea și se gândea legat în copăcel să uită un pic așa în față vede două caselor de mâncare. Opa! Ia vezi mă! Pe de altă parte un ninja trebuie să vadă prin înșelăciune deci asta e vrăjeală. Hmm. Înapoi la Kakashi și Sasuke Kakashi spune Bă, da, o să recunosc că ești diferit față de cei doi Și acum începe Sasuke cu semnele mâinii Ca tu în Goka Kyo no Jutsu Kakashi puțin surprins zice Bă, asta nu e un jutsu pe care un Kenin ar putea să-l facă Pentru că n-ai destulă chakra la momentul respectiv E, nu, direct mare bilă de foc ce a dat Sasuke dacă Kakashi nu mai era acolo Bă, unde e ăsta? Deasupra, în spate nu, fraiere, țapă. Sunt sub pământ. Și lea Kakashi și de picior, japul bagă în pământ. Știți unde duce această scenă? <laughs> Epic, epic, câte mimuri s-au făcut cu asta. Kakashi care încearcă să înmulțească clanul Uchiha plantând un Uchiha. Al treilea tip de jutsu pe care îl face un ninja, ninjutsu. Îl lasă Kakashi acolo și pleacă. Naruto cu casără de mâncare zice, bă, nu trebuie să mă duc ca după clopoțelele alea, nu mai bine mănânc eu acum. Problema e că îl vede Kakashi. <laughs> Fix cât să mănânci și el mă ce Ah, a, bă, că glumeam și eu prea târziu. Pira să fie mare diferență între abilitățile noastre, zice Sasuke, și random apare Sakura din boscheț și se panichează, zice, oh, nu, ce e asta, capul tăiat al lui Sasuke, nu vreau să văd da asta și leșină. Și n ai bani în regulă cu tipa asta. Iese Sasuke din groapă, se trezește și Sakura, îl ia repede în brațe, Sasuke zice, stai mă, calmează-te, nu prea mai avem mult timp până la prânz, eu mă duc să văd ce fac cu clopoței aia. Stai mă, Sasuke, vrei să te duci acum? Am reușit să le ating, data viitoare și unul. a unul. Ah, am înțeles, ești șmecher. Sakura se gânde, pai fira, să fie, eu n-am cum să iau un clopoțel din ăla. Cu siguranță o să fiu separată de Sasuke. Și asta îi zice, bă, da, moment ce nu prea mai e timp, nu vrei tu să încercăm la anul? S-a spărat Sasuke la aici. Păi tu crezi că eu am timp de pierdut, Se gândea la Itachi. Noi pe vremea nu aveam de unde să știm cine e Itachi. Și zice Sasuke, eu sunt singurul care poate să-l omoare pe el. Pe care el? Pe Sensei? Nu, mă, nu pe Sensei. Ce ai? Și acum Sasuke se crede în Avengers. Zice, sunt un răzbunător. Trebuie să devin mai puternic decât omul acela. Ia, Avengers Sasuke. El și cu Capitanul America, mă. Sună ceasul lui Kakashi, s-a făcut ora 12. Pai, firați, fie mi-am pierdut timpul vorbim cu tine, Sakura bucura, na, ești mulțumită cu ce ai făcut. Și acum erau aici cu Naruto legat și ca și zice, bă, apropo de exercițiu asta, nu mai e nevoie mă să vă duceți la Academie. Pe bune, nu cred, o să ne treci? Ce tare! Bine, bă, let's go! A, nu, voi trei trebuie să renunțați la mai fi ninja. apoi la Hiruzen și Iruka. Hiruzen îi spune, bă, Kakashi și n-a trecut pe nimeni, dar să știi că nici eu nu știu dacă e bine pentru acești copii să înceapă de acum să fie ninja, e cam de vreme. Deci pot spune că judecata lui Kakashi a fost corectă. Naruto foarte revoltat, cum adică să nu mai fim ninja? bine, înțeleg că n-am putut să luăm clopoței, dar totuși, nu ne pot spune să renunțăm. Bă, tu n-auzi, le zice Kakashi. Nu sunteți calificați să fiți ninja. Sasuke supărat, sare să-l atace, Kakashi îl pune la pământ, foarte simplu. Sakura îi zice, nu călca tu pe Sasuke. Bă, voi credeți că să fii e ușor? De ce crezi că facem exercițiile astea în echipe? Da chiar, ei nu s-au gândit deloc. Voi nu înțelegeți răspunsul la acest test, mă. Răspuns? Ce răspuns? Pe păi da. Răspunsul care determină dacă o să treceți sau nu. Da, asta stai că asta am vrut să te întreb, zice Sakura. Bă, voi n-aveți creier sau care e faza? Nu înțelegeți de ce s-a format echipa asta de 3? Pentru munca în echipă. Ce ai putea să faci cu echipă decât munca în echipă? Cum adică să lucrăm împreună? Păi da, dar e ca am târziu, acum v-am picat deja. Dacă ați fi venit toți trei la mine, poate ați fi reușit să luați clopoței. Păi stai mă, așa zice Sakura, pe păi la ce să mai folosim muncă în echipă dacă sunt numai doi clopoței? Nu era logic că la un moment dat o să ne certăm între noi? Pe păi, tocmai asta e vrăjeala, la și. Testul e făcut așa ca să vedem cine ar merge cu munca în echipă și care s-ar gândi pentru el. Ah, <laughs> da, deci asta era vrăjeala. Și acum le ține moral la fiecare caca și zice Sakura, ai fost prea concentrată pe Sasuke, despre care nici măcar nu știai unde e, și l-ai ignorat pe Naruto care era în fața ochilor tăi. Pe de altă parte, Naruto, tu alergi singur ca bănel și tu, Sasuke, ai crezut că ceilalți doi o să te tragă în jos și iar ai alergat singur. Misiunile se fac în echipe. Nu e greșit să crezi și așa e că un ninja trebuie să se descurce ca și individ, dar munca în echipă e mult mai important decât asta. Acțiunile individuale duc la moartea echipei. De exemplu, și scoate ca și cu și îl pune la gâtul lui Sasuke, îi zice lui Sakura, omoară pe Naruto sau moare pe Sasuke. Ce face în condițiile astea? Că aici se poate ajunge dacă nu lucrați în echipă. Și în afara faptului că am luat un ostate, tu mai ai și două decizii imposibile de făcut și așa ajunge să muriți. Fiecare misiune prezintă un mare risc. Uitați-vă la piatra asta. Aici sunt trecut și nobi care sunt numiți eroi în sat. Și Naruto zice, oh yeah, Bine, aici vreau să ajung, da, să-mi pune și mie numele acolo. Și ca și zice, bă, vezi că ăștia nu sunt orice fel de eroi. Serios, da, ce eroi sunt? Sunt eroi care au murit în misiune. Oh, e cam pică fața lui Naruto aici. Caca și continuă să le spună că numele prietenilor lui sunt acolo trecuți și că am moralul era la pământ aici pentru echipă. Și vă mai dau o șansă. Testul o să fie și mai greu. Cei care vor să participe să mănânce cu condiția să nu-i dați lui Naruto. Puteți să mâncați cu condiția să nu-i dați Naruto. E pedeapsă pentru că Naruto a vrut să mănânce singur atunci ambele cutii. Dacă cineva vrea să-i dea lui Naruto, o să fie descalificat pe loc. Eu fac regulile aici și pleacă. Și ne întoarcem iar la Hiruzen cu Iruca. Hiruzen care spune, boi, Iruca, Diferent de decizia pe care o ia a și să nu porți spică pe el. Și acum Sasuke a Sakura mânca, Naruto nu mânca. n Zice, lasă o că mie nu -mi trebuie. Da, stomacul lui, hai de lupi. Și Zaske vrea să-i dea de la el. Sakura zice, bă, stai, ai, ai uitat cine a zis ca Păi, da, da, dacă nu-i dăm să mănânce, cu siguranță o să ne tragă în jos. Deci, nu mai bine îi dăm să mănânce. Și atunci a zice Sakura, a, mă că-i dau și de la mine. N-arut Naruto regele, mă, îi dau ăștia să mănânce. Ca privea de după copacel de aici. Problema e că Naruto nu putea să mănânce fiind legat. Și Sakura trebuia să-i dea ea să mănânce. Și zice, bine, ok, dar doar de data asta, atâta. A doua oară nu mai fie. Bă, și -i dă, și dintr-o dată, furtuni, dezastru, apare caca bă, voi trei, a, fira, să fie ăștia panicați, speriați. Ați îndrăznit să-mi încălcați regula, știți ce înseamnă asta, nu? Face ca și niște semne pe aici, fulgere, ziceai că dă cu chirim peste ei să omoare. Ce aveți de spus în apărarea voastră? Naruto zice, păi da, mă, dar tu ai zis că noi trei suntem o echipă. Da, da, are dreptate, are dreptate. Ai zis că suntem o echipă, suntem toți unul. Da, da. Hmm. Felicitări, ați trecut. What? <laughs> da, mă. Nu le venea să creadă. Cum adică am trecut? Dice? Păi voi sunteți primii din toți pe care i-am avut, că până acum am avut numai cazane care doar ascultau ce le spuneam. Fiți atenți, un ninja trebuie să vadă prin înșelăciune, da? Cei care încalcă regulile sunt gunoaie, dar cei care nu-și ajută prietenii îți mai rău decât gunoaiele. Replica aia blanau, care nu e a lui, by the way. Dar ajungem noi și acolo. Câteva sute de episoade mai târziu. Băi, și toată lumea fericită, n-ar tot zice, mamă, ce cule, că ca și asta încolo. Deci, toată lumea a trecut mai departe. Felicitări, echipa 7 începe mâine prima lor misiune. Nice, sunt un ninja. Frumos. Da, problema e că ei toți pleacă și Naruto rămâne legat. Alo? Dezlega și pe mine de aici și n-a de fame și l-au lăsat și legat. Iar acesta este episodul 5 din Naruto. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să băgați un like și un comentariu, că foarte mult. Găsiți Instagram-ul, TikTok-ul și Patreon-ul în descriere. Iar